Mai devreme, pe la 1 noaptea, Sabrina le arăta fetelor ce a învățat de la o doamnă bătrână, și anume să ghicească ce și câți copii vor avea. E testul acela cu inelul într-un lanț și, în funcție de cum se mișcă, spune ce sex va avea copilul și câți va avea persoana respectivă. Cătălinei i-a ieșit că va avea o singură fată, Sabrinei două fete, Irinei tot o fată și Simonei două fete. Spunea Simona că dacă ea vrea trei copii ca să aibă și un băiat, cum nu se mai poate și atunci Sabrina spunea că nu, doar atât îi apare că va, va avea doi copii. A încercat și Simona să facă acest test, dar nu i-a reușit și spunea, Doamne ferește, iar Cătălina zicea că nici ea nu crede în lucrurile astea și Sabrina spunea că de ce a mai pus-o să-i facă testul dacă nu crede? Și Cătălina a încercat să facă acel test și spunea, doamne ce dubios se mișcă singur uh, inelul, iar uh, atunci Simona s-a ridicat uh, din pat de lângă el și a zis, uh, duceți-vă de aici că eu nu mai stau lângă voi cu energiile astea ale voastre.